nostalgia, habrá de ser un tango nuestra herida. Vuelve a mí, ámame sin luz en nuestra alcoba azul. Pasiune și iubire. Zahăr brun, cincine mioare. Din adevărata trestie de zahăr. Bună seara! Bună seara! Bine ați venit! Bine m-am găsit! Pentru prima dată am ca invitat un pictor renumit și directorul Muzeului Național de Arte din Moldova, domnule Zbârnă. V-am așteptat cu asociere. V-am asociat cu un brâu moldovenesc. Fantastic! Pentru că nu am putut să vă asociez cu altceva decât cu ceva autohton, ceva care reprezintă tradiție, care are un parcurs în timp cumva, pentru că de urma dumneavoastră parcă s-ar întinde o trenă care vine din trecut și care, în care se împletește ca într-un brâu național, se împletesc toate culorile, bucuriile, dar și durerile noastre. Fantastic, ce să zic. Mă bucur că vă place această asociere. Pornind de la ea, vreau să vă întreb dacă aveți o relație mai specială cu trecutul. Dacă ați fost marcat de copilăria dumneavoastră. V-ați născut la Nisporeni. Da, sigur. Trecând așa peste copilărie, sigur, în pictura mea am o viziune oarecum introspectivă. Și în acest mod, sigur, este o coborâre în trecut mereu. Și poate și starea de melancolie care un timp îndelungat, oarecum mi-a dominat demersul artistic, m-a ancorat chiar puternic în arhaitate și mediul pe care l-am avut în sat, mediul rural. Că... Cum a fost acel mediu? Frumos, dar cred că nu există copilării care nu sunt legate de amintiri luminoase. Ca toți copiii din familii simple, de la țară, cu rânduielile care erau acasă, fiecare avea ceva de făcut, era într-un fel ordonat de tata, care menținea așa o ordine patriarhală. Uh-huh. Fiecare știe ce are de făcut pe parcursul zilei, iar seara era întrebat. Disciplină, da? Era întrebat, da, dacă ceva nu era executat bine. Lucrul ăsta ne-a făcut să fim responsabili de activitățile ulterioare, inclusiv școală și mai departe. Când ați început să desenați? De când mă țin minte, că de pe prima dată am făcut niște, eu am mai spus lucrul ăsta după ce părinții mei au sfințit casa în 61 și aveam 6 ani. Cea mai mare pictură a fost că am desenat cruci peste tot. Mi s-a părut că preotul n-a făcut suficient de mult cruci. Am făcut cruci de frumoase, da. El le-a făcut cu fum de lumânare. Iar eu am luat un creion și le-am accentuat peste tot și am mai adăugat. Deci asta a fost, sigur, a fost o situație în care trebuia să fiu cumva admonestat, dar s-a trecut peste asta. Și după aia, nu știu, eram cel mai mic din 4 copii și probabil și pentru că desenau toți ceilalți destul de bine,
Toți desenează, da, toți frații dumneavoastră? Nu, astăzi nu. Da, nu. Da, dar deci, atunci? Eu m-am orientat către pictură, deși fratele este inginer, de profesia, că cred că ei erau atrași în primul rând, nici nu știu de unde se ia, probabil inclusiv atitudinea mamei față de țesuturi, pentru că țesea foarte multe covoare, noi o ajutam, păretare, și asta era o îndeletnicire permanentă. De două ori pe an se instala războiul în casă, de regulă în postul Crăciunului și postul mare. Și noi eram cei care uneori încurcam ițele prin... Deci toate aceste modele, imprimeuri moldovenești... Și problemele de armonie de acolo încep, pentru că atunci când vineau vecinile noastre, care erau într-o relație mai apropiată de maică mea, veneau pentru a-și organiza niște armonii. Știu că maică mea era foarte bună la crearea unor armonii, care spuneau verdele astea nu se lojește cu roșul ăsta. Deci vorbeau despre relații complementare, care noi le-am studiat în teoria culorii, iar ele știau că aceste culori sunt foarte electrizante și riscante. Trebuie cumva armonizate foarte cu multă atenție. Sigur, iarăși, privind post-factum lucrurile astea, pentru că atunci le priveam ca pe o atitudine absolut normală ca a țăranilor. Da. Da. Dar mai târziu toate acestea s-au reflectat în pictura dumneavoastră? Presupun, într-o anumită măsură, pentru că sunt niște amprente oricum din ceea ce considerăm noi astăzi ancestral. Și ele nu pot să lipsească dacă trăim profund ulterior viața. Mama v-a susținut în alegerea dumneavoastră? Da, și e o chestiune așa mai încântătoare, aș spune, pentru că maica mea era o femeie simplă. Taică meu era electrician, era mai cu școală și avea o muncă mai inteligentă, făcea instalații electrice, prin atunci apăreau sisteme așa performante din RDG sau din Ceoslovacia, știu că mereu se discuta lucrul ăsta la noi în casă, dar dacă au avut curajul la 15 ani să mă ducă la Călăraș, la o școală de pictură, taică meu m-a luat și a zis, domnule, dacă vrei să fii pictor, tu trebuie să faci școală. În Isfărei nu era o școală pentru copii. De unde s-au interesat ei că această școală exista la Călăraș, nu știu. Dar m-a luat și eu foarte impresionat de acest gând, voi fi pictor, deși habar n-aveam ce înseamnă asta. Am mers, m-a luat pe motocicletă, am urcat. Mi s-a părut drumul atât de lung și atât de trist că mă îndepărtam de casă. Și școala aia, pentru că era pe timp de vară, cred că era luna august, am găsit-o închisă, rețin că era cu plasată foarte aproape de carosabil și ușile erau stropite de noroi, așa până sus. Era traseul ăsta central dinspre Ungheni către Chișinău. Și am găsit un lacăt la ușă și lucrul ăsta m-a bucurat foarte mult. Totuși ne întoarcem acasă, nu o să mă lase niciodată să mă îndepărtez atât de mult. Și cu toate că taică mi-a zis, dar noi trebuie să mergem la cultură, ei trebuie să știi, cred că la secta cultură. Cultură, da. La care eu l-am rugat să mergem acasă, că nu mai vreau. Deci am mers acasă, dar am continuat să lucrez până am întâlnit un diriginte pe nume Victor Savka, un artist cunoscut. Din păcate s-a prăpădit în 2001, din câte rețin acum, sau 2002. Care, la modul cel mai serios, mi-a spus că tu vei fi pictor, dar trebuie să înveți, te ții de școală așa cum înveți acum. Învățam pe atunci bine. Adică el a fost acel care v-a și, determinat oarecum parcursul. Într-un fel,
m-a încurajat, pentru că exista un cerc de art, de arte plastice în localitate, cred că în școală, ceva, facultate. Dar ați spus că ați ajuns cu motocicleta acolo. Știu că vă aveați o pasiune pentru motociclete. Ați mai păstrat-o? Ulterior, da, sigur, da. Mai aveți motocicletă și astăzi? Nu, astăzi nu, dar am o motocicletă păstrată. Una am dat-o unui vecin după decesul taicul meu, pentru că tatăl meu a mers pe motocicletă până la 84 de ani și jumate, aproape până la sfârșit. Deci a fost un om foarte activ. Și dumneavoastră nu mergeți pe motocicletă? Acum nu. Acum nu mai merg. Nu, dar am păstrat una în amintirea lui, o motocicletă o păstrez și o acolo, ținem acasă. Acolo la Nisporeni. Dar o vreme am făcut și sport, după, eu știu, cam pe la 18-20 de ani până a venit la Chișinău, era o școală auto, unde fratele meu era mai activ, ne-a antrenat și am făcut sport, sigur, nu sport de performanță la timpul acela, dar eram pasionat de viteză, de motocicletă, sigur. Domnule Zbârnea, dumneavoastră nu aveți un aer chiar de pictor, așa. Un pictor este îmbrăcat în haine largi, da, cu bască, da, de obicei cu niște culori pe el. Dumneavoastră sunteți întotdeauna la și de regulă, la patru ace îmbrăcat. Și de regulă puțin șprițuit. Și șprițuit, da. Dumneavoastră sunteți întotdeauna foarte... Nu știu, am avut o anumită ordine interioară tot timpul și... Cum se combină această ordine interioară cu tendințele artistice, cu viziunile artistice? Eu consider, părerea mea este că un artist trebuie să aibă o disciplină, altfel nu ajunge un mare artist, dar nu știu dacă este corect sau nu. Da, sigur, dacă această disciplină nu vine printr-un efort exagerat. Da, și dacă nu este o presiune exterioară. Trebuie să aibă această disciplină interioară mereu, pentru că și o stare de a începe ceva care nu-i poate crea în acel moment un anumit confort. Pentru că noi avem anumite obligațiuni în familie, în societate, da, față de prieteni, față de... Da. Adică dacă ne-am lăsat așa conduși numai de emoție, lucrurile uneori pot fi fericite, iar alte ori pot deraia în derizoriu. Adică este vorba despre inteligență emoțională, despre disciplina emoțiilor? Eu presupun că în orice inteligența este necesară. Simplu fiind spus, odată spunea Manolescu, tot ce vine de la cap este făcut bine. Se referea la literatură, în special la poezie. Îmi place și mie poezia modernă, lucruri făcute nu doar din intenții, dar făcute așa bine, inclusiv pornite de la rațiune. Dar sunteți mai mult o persoană introvertă sau extravertă? Pentru că vă întreb și pentru că trebuie să jonglați tot timpul între funcția de director al Muzeului Național, după aia vă transferați în lumea artei, a picturii. Cum încetați să deveniți director și începeți să fiți pictor? Da, eu cred că, acum nu vreau să spun că eu fac parte din acea categorie, dar eu cred că un artist trebuie să aibă puterea de a se detașa de niște lucruri, inclusiv de cele cotidiene, inclusiv de rolul nostru în artă. Deci un artist care îl joacă pe Hamlet în scenă, da, el nu coboară din scenă, urcă în tramvai și merge acasă și el se crede Hamlet. Deci s-a terminat spectacolul. S-a detașat. A intrat în mediul comun. Pe de o parte, pe de altă parte, eu cred că un artist trebuie să aibă puterea de a se detașa și de problemele cotidiene sau probleme de anumite angajamente, inclusiv cele de serviciu. Pentru mine atelierul este acel prag trecut către atelier,
este faza în care eu îmi trăiesc propriile emoții și atât. Deci există o pauză foarte scurtă după o zi inclusiv de lucru, de probleme extraordinare. Muzeul totuși impune o solicitare uneori da, exagerată, dar trebuie să știm, eu nu fac un mare efort pentru asta, trebuie să știm unde se termină unele și încep altele și această putere te poate plasa într-un anumit confort de care are nevoie un artist în momentul în care lucrează. Nu vreau să spun că noi creăm. A crea înseamnă mult, că a creat Dumnezeu, noi facem ceva. Dumnezeu este un creator, ne-a făcut pe noi, ființe după chipul și asemănarea Lui și suntem și noi la rândul nostru niște creatori mai mici, poate. Micuți. Micuți de tot. Spuneți-mi despre creația dumneavoastră, despre tablourile dumneavoastră. Dacă eu aș fi un trecător, întâmplător, am intrat la expoziția dumneavoastră, mă uit la tablouri și vă spun că da, este frumos, îmi plac culorile. Dar ce ați vrut de fapt să spuneți în aceste tablouri? Cum comunicați cu oamenii care vă văd tablourile, care vin la expoziții? Să știți că eu nu că aș evita comunicările, mă interesează mai puțin să comunic. O expoziție deschisă și acum nu vreau să bravez sau să cochetez cu activitatea expozițională, dar pe mine o expoziție panotată la pământ, cum spunem noi, la podea, deja mă face să mă retrag. Deci munca celor care o ridic pe simeză, sigur, contează să fie montată precis, la înălțime cuvenită, dar, sincer vorbind, nu mă interesează nici vernisajele. E o treabă făcută, este o verificare publică, dar și personală, dar modul de... Eu am o pictură în care sunt lucruri uneori chiar criptice, pe care nu le poate descifra fiecare privitor. Mai ales am avut o etapă, eu am trecut prin câteva etape, nu de mult cineva la București mi-a descoperit că, de fapt, din șapte ani au venit aceste etape, una după alta. Nu am urmărit pentru că mi-am văzut așa de treabă. Dar am avut o etapă în care, sigur, după o redisciplinare, inclusiv spirituală, dar cred că și intelectual la o anumită vreme, pe atunci eram la București, mi-am revăzut anumite principii artistice și am inițiat o zonă orientată către simbolism și, în primul rând, orientat către cele patru simboluri, centru, cerc, pătrat, cruce. Cruce nu neapărat orientat către ideea creștină, pentru că crucea se regăsește cu 1500 de ani înainte de Hristos. De aici am mers într-o zonă de iradiere simbolică. Simboluri uneori care vin din interior, uneori nu le conștientizăm nici noi. Sigur, după anumite studii, după analize, după studiere celor patru mari religii, eu știu, te concentrezi asupra materiei vizuale și ajungi undeva unde lucrurile realizate trebuie să vorbească singure. Exact. Dar contactul cu aceste materii vizuale îl poate avea fiecare în măsura puterii interioare, pentru că trebuie să existe. Se transmite această putere interioară, această trăire interioară a artistului, se transmite pe pânză. Când vine omul și vede și zice că îi place, ce e asta? Eu zic, se transmite energetic cumva, simte aceste simboluri, le percepe undeva inconștient, într-un mod subtil. Eu cred că da, și aici, repet, după încărcătura interioară a fiecărui privitor, pentru că
sunt situații, noi doar avem, și eu cred că cel mai mult mă întâlnesc cu oamenii cu care discut despre ceea ce fac eu în atelier. Da. Și atunci vezi în ce mod reacționează oamenii la anumite lucrări. Și să știți că oamenii care sunt în afara procesilor artistice, da, au uneori o capacitate excepțională de a percepe lucrurile și de a simți niște lucruri la nivelul intuitiv, dar se ajunge probabil prin anumite conexiuni la nivel de subconștient sau intraconștient, cum da, spun da. În ultima vreme. Adică cred în oamenii care au contact, deși comunicând cu artele în general, nu poți iubi nici teatru din prima seară, dacă mergi la un absolut spectacol. S-ar da putea întâmpla să te plictisească uh-huh unele replici sau unii actori și să-i ratezi pe cei buni. Uh-huh. Dar în timp, consumând teatru, vei merge la un spectacol doar pentru două replici, dacă există buni în acel spectacol, sau pentru dramaturgie, sau s-ar putea întâmpla ca spectacolul să nu fie montat după gândurile tale. Cu atât mai mult în pictură. Pictura este o artă oarecum creată în tăcere și comunicarea se produce oarecum mai dificil, mai subtil. Subtil. Uh-huh. Nu știu. Este important totuși această continuitate, da? Să urmărești expozițiile, să mergi la muzeu, să ne ducem copiii de mici, periodic, pentru că asta se cultivă. Apare în timp, nu? Și contactul ăsta apare la fel da, în timp. Evident, dar fără de asta este ceva care trebuie consumat. Simplu vorbind, dacă ne-am referit la bucătărie, pot fi bucate bine pregătite și gustoase, da, dar dacă nu le-ai consumat, s-ar putea întâmpla să nu-ți meargă, să nu-ți placă, așa este și cu arta. Trebuie consumată pentru a o simți. Sigur, orientându-ne către muzeu, asta încercăm să facem și la muzeu, să aducem privitorul de mâine, să-l aducem astăzi, când este încă copil. Vă vin mulți copii la muzeu? Da, foarte mult și lucrăm în mod special, sigur, avem un public țintă copii în primul rând, nu putem acoperi tot spațiul Chișinău, pentru că sunt foarte multe școli, se mișcă cu dificultate dintr-un cartier în altul, e nevoie, uh-huh, sunt și anumite riscuri pe care profesorii nu vor să-și le asume, uh-huh, dar avem o serie de licee pe care avem copii pe care îi creștem cam de la 7 ani până la clasa 12 și vreau să vă spun că sunt copii care au un anumit comportament diferit de cei care nu merg la muzei. Există un mod de a te afla într-un spațiu iarăși. De a te molipsi de acest spațiu, de ceea ce transmite acest care spațiu. Care îți purifică oarecum gândurile. Nu poți ieși dintr-un muzeu ca și cum nu poți ieși dintr-o biserică și să vorbești urât în stradă. Da. La Muzeul nostru național, care are 36.000 de bunuri, da? Da, 39 deja. 39 deja. Ce avem mai special, mai deosebit, de care putem să ne mândrim, poate, într-un mod deosebit, din colecții sau ceva, un obiect, câteva obiecte, curiozități, poate? Eu cred că noi avem o colecție
de care ne putem mândri în general. Avem artă universală foarte bună, avem artiști intrați în istoria mare a picturii, dar ceea ce este cel mai valoros, eu cred că este colecția de artă medievală, medievală târzie, colecția noastră de icoane, unde avem zugravii noștri faimoși, Gerasim, Iavorski, că urmărind și reacția celor care ne vizitează din afară, pentru că arta universală, sigur, muzeul de artă nu este un mastodont de nivelul Louvre-ului, Ermitajului sau Prato sau alte muzee, dar ceea ce ne caracterizează și în special icoana autohtonă, icoana creată de meșteri anonimi, avem niște capodopere pe care eu personal le-am verificat în timp ce mă aflu în muzeu, cu diverse persoane cunoscătoare în domeniul artei, dar și din domeniul bisericesc, cu mari fețe bisericești care ne-au vizitat din România. Am mers de mai multe ori în colecții noastre și le-am arătat piese realizate aici de meșteri anonimi care au o putere interioară excepțională. A sensibilizat guvernul român să vă ofere ăștia 1 milion de euro pentru restaurarea muzeului? Eu cred că aici mai mult a fost o înțelegere din interior și în special din partea domnului Iuri Leancă și a ministrului culturii, doamna Monica Babuc. Deci au fost primii oficiali care au înțeles că avem niște valori care trebuie cumva păstrate și îngrijite. Da, pentru că deja ajunseseră într-un stadiu în care probabil... Da. Noi am mers așa consecutiv, s-au făcut multe lucruri privind conservarea cu pași mici, dar am mers destul de serios, chiar și în lipsa unor finanțe corespunzătoare, dar s-a lucrat timp de 10 ani cu investiții cam mai grosomodo 19 milioane de lei. Deci a fost o investiție, dacă o privim, destul de serioasă. Însă la un asemenea spațiu noi avem peste 6.000 de metri pătrați, 6.450 de metri. Da. Acești 1.700 de metri pe care îi restaurăm de 10 ani, sigur nu putem merge în ritmul ăsta, că atunci nici o viață de om nu ajunge să restaureze, să restaureze tot. Nu ar fi, cum s-ar spune, grija administrației unui muzeu să restaureze monumente de arhitectură. Asta ar trebui să se ocupe, cu asta ar trebui să se ocupe alte instituții. Din păcate, noi suntem o țară mică în care nu putem să acoperim și aceste necesități și de aceea îngrijitorii de muzee fac și aceste lucruri, dar vorbind despre muzeu, sigur, dar ați observat că același lucru s-a produs și cu sala cu orgă și cu sediu al unui teatru din sudul, din Cahul. Da. Din Cahul. Da. Deci, cred că este o atitudine față de cultură care ar trebui să ne bucure. Ne bucure foarte mult, da. Bineînțeles. Despre percepția noastră, a artei noastre, a artiștilor noștri în străinătate, aș vrea să vă întreb. Cum suntem văzuți? Cât suntem de cunoscuți? Acum, ideea de a ne face cunoscuți în străinătate este... eu știu, oarecum convențională, pentru că se discută foarte mult. Noi ducem teatru, ducem... cred că cel mai bine am ieșit la capitolul muzică.
Așa mi se pare mie. La, în general, un spațiu privit mai într-o perspectivă mai îndepărtată, dacă vorbim de spațiu cultural românesc, prin Ienescu am fost cu muzica, Eugen Ionescu teatru, cu Eliade, cu istoria religiilor, teologii, cu Cioran, poate prin filozofie. Ceva, avem niște repere la nivel universal, însă în mare, nu știu de ce noi nu ne-am impus ca o cultură masivă să influențăm oricum mersul lucrurilor. De aceea, în artele plastice, n-ar trebui să ne hazardăm să spunem că noi suntem extraordinar de așteptați în Occident. Astăzi, de exemplu, un artist de la Cluj, școala clujană, Genie, este achiziționat în străinătate la 1.800.000 de euro, deci o lucrare. Deci, asta însemnează că arta românească, un artist tânăr, iată, este acceptat de Sotheby's, de marile case de licitații. Și asta este un lucru absolut convențional. Noi, sigur, din păcate, mai mult pe cont propriu, artiștii merg și expun în străinătate. Nu avem o politică de stat de a promova, în general, cultura, pentru că nu avem iarăși suport financiar. Mai mulți invitați de-ai mei au spus că adevărații ambasadori ai Moldovei sunt oamenii de cultură, de fapt, care ne duc faima prin muzică, prin pictură, prin teatru, prin literatură. Ăștia sunt adevărații ambasadori. Și eu cred că și dumneavoastră perfect vă încadrați în acest rând a ambasadorilor. Lucrările dumneavoastră am citit că se regăsesc în colecțiile personale, începând cu România, terminând cu Australia, deci peste tot pe planeta noastră. Vă simțiți un artist împlinit, realizat? Cum se simte un artist în așa, care are așa un background? Da, nu știu dacă aș putea să spun că mă simt împlinit, pentru că îmi pare că mai sunt încă multe încă lucruri de făcut. Sigur, acum aș fi lipsit de modestie să spun, da, eu sunt atât de bine situat în și aici, în afară, dar trebuie să recunosc că eu sunt conștient de locul meu în mediul artistic de aici și de dincolo. Inclusiv în spațiul românesc. Deci în România sunt un artist cunoscut în mediul de acolo, unde sunt un număr foarte mare de artiști foarte buni. Da. Dar asta nici nu știu cât este meritul meu. Este, a cui să fie? Este o... Am avut șansa să fiu cunoscut de critici, de mari critici de artă români, de artă români, care au scris despre ceea ce am făcut, despre expozițiile mele. Adică cei mai mari critici și istorici de artă români care sunt, este meritul lor că sunt. Șansa mea a fost doar că sunt ei m-au... Sunt critici pentru că sunt artiști. Dacă nu erau artiști, nu exista nicio critică. Dar eu am avut șansa să-i cunosc sau să mă cunoască ei. Să vă cunoască ei. Dar pentru că l-au cunoscut și a stat în România, mi-a spus că a stat mai în jur de 6 ani. Da. Și ați fost apreciat acolo foarte bine. De ce v-ați întors înapoi? De ce nu ați rămas acolo? Au fost, acum lucrurile în mediul meu apropiat sunt cunoscuți factorii care m-au făcut să mă întorc. Ei sunt absolut personali. Da, într-adevăr, a fost o perioadă de mare confort intelectual, pentru că am avut un mediu foarte bun. Și iarăși am avut șansa să fiu achiziționat în colecțiile de stat, în Muzeul de Artă Contemporană, cu colecții chiar nu unitare, dar mai multe lucrări concomitent.
Nu am avut refuzuri la participări de expoziție, am reprezentat alături de alți artiști arta românească în străinătate. Nu știu, noi am revenit acasă, ne-am întors acasă pentru a reveni din nou în București, dar s-a întâmplat să mă apuc de muzeu, după aia s-a îmbolnăvit taică-mi, a trebuit să-l îngrijim o vreme nu foarte îndelungată. Dar ne-am întors în primul rând pentru că mama soției a făcut al doilea infarct și a trebuit să avem grijă de ea. Ea mai trăi 2 ani jumate, după aia noi ne-am întors, am îngrijit-o. Ideea a fost să se întoarcă doar soția o vreme și noi să rămânem în București. Fiica mea a zis și ea că ar prefera să vină să-și continue studiile aici. A fost o treabă așa... Și toată lumea s-a întors. Familiară, ne-am întors. Acum nici nu pot să spun că regret, pentru că eu privesc lucrurile înainte, niciodată nu-i privesc în trecut. Putea fi altfel, dar nu mă interesează cum ar fi putut. Dar sunteți mulțumit de cum este? Sunt mulțumit pentru că eu aici nu am stat oricum retras de mediul artistic de acolo. Anul trecut am avut 3 expoziții în 3 muzee importante din România, în Muzeul Național Bruckenthal, Muzeul de Artă Cluj, Muzeul de Artă Prahova, adică n-am pierdut relația cu mediul artistic de acolo și într-un fel, când eram acolo, mențineam o relație bună și cu cei de aici de acasă și încercam să organizez expozițiile artiștilor basarabeni la București și asta am făcut-o în câteva rânduri. Acum încerc să promovez alți artiști acolo unde oarecum sunt cunoscuți și pot să-mi dau girul asupra unor demersuri artistice. Este un lucru care s-a produs absolut firesc și trebuie mers înainte. Sigur, uneori... Aveți un regret? Aveam până pe parcursul a 5 ani. Primii 5 ani când v-ați întors? Primii 5 ani când m-am întors. Chiar am pus problema după decesul tatălui, poate ne întoarcem. Dar am zis că... e târziu să mergem încolo, să stăm. E o situație în care trebuie un om să stabilizeze și să-și vadă de treabă. Și ați rămas? În mișcarea expozițională, eu cred că și de aici și de acolo am făcut ceea ce s-a putut ca să concentrăm și aici demers artistic extins prin Bienala Internațională de Pictură, sigur, da. Unde avem participanți la ediția 3-a, anul acesta va fi ediția 4-a, artiști din 34 de țări. Să încercăm să creăm din Chișinău un centru de interes cultural și în special al picturii. Dar aveți nenumărate premii. Vreau să vă întreb, care, da, ca să nu le expunem pe toate, să le înșurăm pe toate că ar dura prea mult, care este cel mai important, care vă pare cel mai, are cea mai mare valoare pentru dumneavoastră? Sau... Nici nu știu. Nu este unul care să fie deosebit. Cred că primul a fost cel mai de valoare pe care l-am... luat în 92 la saloanele Moldovei, care a fost neașteptat. Ele toate nu sunt așteptate, ca să zic. Mai nou, sigur, a fost premiul național, care într-un fel este venit și ca un sentiment de recunoștință din partea autorităților. Dar eu nu știu cât punem noi preț pe aceste premii. Deci există o stare care nu schimbă lucrurile, nu știu cum să vă spun. Nici pe noi nu ne schimbă, nici și lucrurile nu le schimbă. Deci ne vedem de treabă, nu știu. Atunci o să vă întreb care este cel mai valoros tablou
care îl percepeți a fi cel mai valoros? Din ceea ce am făcut eu, din ce fac? Da. Cel care o să-l pictez, nu știu. Încă nu l-am făcut. Încă nu l-ați făcut. Nu știu. Eu... Sunteți în căutare? În căutare sunt mereu, dar nu cred. Sunt lucrări la care artistul ține mai mult, da. Sunt la care ține mai puțin. Una la care țineți în mod special. Dar uneori aceasta se întâmplă să fie ultima lucrare de pe Chevalet, până la următoarea întâlnire cu ea, când vezi că de fapt nu este chiar așa. Noi avem sentimentul marilor îndoieli, mereu ne domină și eu cred că asta și ne ajută să mergem înainte. Dar tinerii artiști, vreau să vă întreb despre ei, cum credeți zilele de azi, timpul nostru, în ce îi avantajează și în ce îi dezavantajează? Pe tinerii îi avantajează în primul rând libertatea de exprimare și posibilitatea de a expune în spațiu public, lucru pe care nu putem să spunem că l-am avut noi. Și noi am fost într-un context ideologic absolut defect, pe de o parte, pe de altă parte existau niște rigori absolut incalificabile când trebuia să faci lucruri care nu puteau fi pe plac. Eu personal nu am făcut niciodată artă angajată. Da, sigur. Se artă cerea, angajată, da, se cerea să faci artă angajată. Astăzi nu se mai cere acest lucru. Sigur, există posibilitatea, iată și actualmente este deschisă o expoziție deja tradițional Noi Tineretul Creator. Nu exista așa ceva în timpurile respective, sau acea expoziție a tineretului care pleca și la Moscova avea anumite angajamente politice și acest lucru nu putea avea o influență benefică asupra demersului artiștilor. Ce îi dezavantajează? Îi dezavantajează faptul că ei sunt pe cont propriu, nu sunt susținuți de nimeni, rezistă foarte puțin, pentru că artistul este ceva, dacă am comparat cu sportul, de cursă lungă, nu toți rezistă, pentru că e foarte greu, dar cei care rezistă de regulă sunt foarte buni. Sunt da. Cei care nu se văd în afara artei, în afara picturii, da? Da, dar aici eu cred că și cei care nu se văd uneori nu au șansa de a merge mai departe din cauza situației materiale precare, pentru că un artist trebuie să investească foarte mult în pornind de la culori, prin defasiuri sau alte materiale. Adică fără de asta nu se poate afirma. Un scriitor poate scrie hârtie, slavă Domnului, e suficient. Un artist plastic, fie el pictor, sculptor, ceramist, trebuie să investească foarte mult pe lângă intelect și efortul spiritual și intelectual, trebuie investiții materiale. E foarte greu, dar arta este un lux și cei care și-o asumă trebuie să fie conștienți de asta. Am găsit în internet, într-un interviu sau articol despre dumneavoastră, cum că ați avea o formulă a succesului după Einstein, unde A mare este egal cu A mic plus B mic plus C mic. Ați putea să descifrați, vă rog? Eu cred că... da. Știu și de unde vine formula, vine de la un critic de artă de la noi. Nu cred că se referă foarte mult la mine, pentru că asta ar însemna să te înveți a... primii 7 ani să te înveți a vorbi, după aceea să te înveți să taci.
Din păcate, eu încă nu am învățat să tac. Eu spun foarte multe lucruri și de regulă le spun până la capăt. Lucru care, de multe ori, ne dezavantajează. Asta deci ar fi o latură a formulei succesului? Sunteți să taci? Da, sunt lucruri care nu trebuie spuse până la capăt. Dar un artist, eu cred că trebuie să fie descătușat ca și un copil. Asta nu însemnează că el trebuie să fie lipsit de inteligență, să nu știe chiar unde ar trebui să tac. Pentru că sunt lucruri care, odată fiind spuse, pot face rău cuiva. Uh-huh. Trebuie să știm să tacem, să tăcem, uh-huh. să nu spunem lucruri până la capăt. Eu încă nu m-am învățat. Poate urmează. Deci asta ar fi o latură. Celelalte două, asta e A și B și C? În primul rând, efortul spiritual, efortul intelectual și efortul de a face ceva, de a avea, acum s-a vorbit foarte mult de la ultimul președinte al României, Iohannis, pe care îl admiră toată lumea, cultul lucrului bine făcut. Trebuie să avem acest cult. Eu despre aceasta vorbesc deja de foarte mult timp. Asta înseamnă tatonări continui pentru a ajunge la perfecțiune. E greu, dar trebuie să încercăm și să nu încetăm niciodată. Restul toate vin de la sine. Iarăși, revin la șansă. Orice artist trebuie să aibă șansa de a întâlni oameni, de a avea deschideri, inclusiv un artist trebuie să fie căutat și în cele din urmă găsit de mari colecționari, de colecționari serioși, care își pun speranța în viitorul de succes a artistului. Eu am întâlnit și asemenea oameni și de aceea eu cred că mă pot considera un om fericit. Pentru că am fost sprijinit destul de des. Deci, am avut și eșecuri, pentru că fără eșecuri nu te poți ridica și eșecurile sunt permanente în pictură, dar aceste eșecuri ele trebuie considerate și înțelese ca niște căi pe care nu putem merge, ca și în viață. Găsind un obstacol, înțelegem că trebuie să schimbăm calea. Sau să-l trecem. Deci, a mare, succesul este... Să-l trecem prin a schimba calea. Prin a schimba calea. Deci, succesul este egal cu arta de a tăcea, plus cultul lucrului bine făcut și norocul sau șansa. Și iubire. Zahăr brun, cincine mioare. Din adevărata trestie de zahăr.